Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor. 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Tristan Țara. Numărându-se printre marii nonconformiști ai secolului 20, este cel fără de care mișcarea dadaistă n-ar fi ajuns să fie consemnată în istoria artei universale. Tristan Țara, născut sub numele de Samuel Rosenstock în 16 aprilie 1896 la Moinești, a părăsit țara în toamna lui 1915. Se pare că pseudonimul care l-a făcut celebru, Tristan Țara, nu înseamnă decât, foarte simplu, trist în țară. A ajuns la Zürich, în neutra Elveție, unde s-a alipit în chip firesc unor artiști precum Hans Arp, Richard Hülsenbeck, Hugo Ball, întâlniți la Cabaret Voltaire. Acesta era locul în care o mână de intelectuali europeni exilați, oripilați de grozăvia războiului, organizau happening-uri. Se răsfățau aproape copilărește, cultivând anti-literatura, anti-muzica, anti-pictura. Negau teribilist arta tradițională. Inventau tehnici năstrușnice de creație. Totul bazat pe absurd, pe incoerență, pe lipsa logicii. Voiau, vorba miței lui Caragiale, scandal cu orice preț. Iar din frustrările lor s-a născut în februarie 1916 dadaismul. După toate probabilitățile, însă și alegerea denumirii Dada îi aparține lui Țara, din dorința ca dadaismul să nu poată fi atașat vreunei școli sau vreunui partid. Datorită lui Țara, devenit poet de limbă franceză, scriitorii moderniști precum lui Aragon, André Breton, Paul Éluard s-au afiliat grupului. Lui se datorează și periodicul Dada, care începuse să apară în iunie 1916. În 1917, împreună cu Hugo Ball, Țara a deschis expoziția permanentă Galerii Dada. Artistul s-a mutat la Paris. S-a alăturat grupului lui André Breton în editarea revistei Literature. A devenit o figură centrală a scenei dadaiste cu experimente teribiliste, totul culminând cu un spectacol de varietăți în martie 1920. Acolo a fost interpretată o melodie ciudată compusă de Țara, cântată împreună cu publicul, care, rostind diverse onomatopee, trebuia neapărat să rămână șocat. În mai 1922, la Weimar, grupul lui Țara a pus în scenă Sfârșitul mișcării. Însuși artistul român a spus atunci că Dada e inutilă ca orice altceva în viață. Din 1924, scriitorul s-a arătat interesat de suprarealism. I s-au jucat piesele Inima de gaz și Batista norilor. I-au apărut textele timpurii sub titlul Șapte manifeste Dada. Țara a scris în 1931 mult apreciatul său poem utopic Omul aproximativ. Biografia autorului, oricât de sumară, nu poate trece sub tăcere aparent ciudata intrare în rezistența franceză și, în 1947, în Partidul Comunist. Avea să demisioneze, însă, în 1956, protestând astfel împotriva reprimării de către sovietici a Revoluției din Ungaria. S-a stins din viață în 25 decembrie 1963, la Paris, acolo unde își doarme somnul de veci. Moineștiul natal îi păstrează memoria vie sub forma unei statui. Avangardismul european de neconceput fără dadaism îi datorează enorm românului Țara. S-a spus despre el că a creat o cale spre generația beat și chiar spre unele curente ale muzicii rock. Țara a izbutit să topească în dadaism specificul tuturor avangardelor. A transformat această rețetă avangardistă în una dintre cele mai redutabile arme de anihilare a tradiției. Acel celebru ultim îndemn manifest al dadaiștilor, îndoiți-vă de Dada, e doar unul dintre motivele pentru care despre dadaism și părintele său, Tristan Țara, nu putem vorbi decât la prezent. De înțeles așadar de ce joaca amuzantă de-a făcutul poeziilor din cuvinte decupate din ziare, descrisă cu toată seriozitatea de Tristan Țara într-un poem manifest celebru, s-a dovedit până la urmă suficient de serioasă încât să lase urme adânci în arta contemporană. V-am prezentat astăzi activitatea lui Tristan Țara în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre pe site-ul eualegromania.ro. Mâine, Radio România Regional vă invită să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat cultura sau știința mondială.